acuza-i dure la adresa lui Firea, din cauza firmelor înfinate de PMB, de cale liber pentru instituirea unui monopol al proastei calități pe bani mulii. Coaliția pentru dezvoltarea României, care reune subliniere de peste 25 asociații de business, camere de comerț bilaterale sublinierei confederații, cere primiriei capitalei să respecte principiile liberei concurențe, principiul transparenței sublinierei prevederile legale în atribuirea contractelor de servicii publice către companiile municipale înființate anul trecut sublinierei susține ce perturbarea mediului concurențial este prima consecință înființării, la limita legii, a companiilor municipale din București sublinierei. Informațiile existente până în prezent indicând faptul ce cele mai multe achiziții s-au făcut prin atribuire direct, uneori în timp record, ceea ce exclude de la bun început orice analiză serioasă a posibilelor oferte. Evaluând modul în care au funcționat cele 22 de companii înființate în 2017 sub umbrela primăriei, am constatat că există o prepastie adânc între principiile de acțiune sublinierei practica administrației publice din București sublinierei în atribuirea contractelor de servicii publice, pe de o parte, normele legale în vigoare sublinierei mecanismele pieței libere, pe de alt parte. Ne îngrijorează, de asemenea, lipsa de transparență care caracterizează întreaga activitate de până acum a companiilor municipale, în absența unei comunicări corecte din partea administrației publice locale, pe acest subiect. Perturbarea mediului concurențial este prima consecință înființării, la limita legii, a companiilor municipale din București sublinierei. Informațiile existente până în prezent indic faptul ce cele mai multe achiziții s-au făcut prin atribuire direct, uneori în timp record, ceea ce exclude de la bun început orice analiză serioasă a posibilelor oferte, spune reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, într-un comunicat de presă transmis marci, conform News.ro. Ei susțin că eludarea reglementărilor privind achizițiile publice pun un mare semn de întrebare asupra calității serviciilor care ajung la beneficiar, tocmai pentru ce exclud obligativitatea documentației de certificare a capabilităților financiare, tehnice sublinierei umane ale companiilor de a implementa proiectele. Primăria de astfel cale liber pentru instituirea unui soi de monopol al proastei calități pe bani mulți, ceea ce nu poate fi în acord cu o piață liber funcțional, semnalează mediul de afaceri. Coaliția pentru Dezvoltarea României mai spune ce lipsa de experiență sublinierei de competență a primăriei în gestionarea unor astfel de companii ridic multe semne de întrebare asupra eficienței serviciilor oferite, iar lipsa oricrui control asupra modului de cheltuire a fondurilor poate lăsa cale liber risipei banului public. Lipsa de transparență care caracterizează activitatea celor 22 de companii încalcă orice principiu democratic după care funcționează astăzi administrațiile publice din Uniunea Europeană. Faptul că sunt necesare investigații jurnalistice de amploare pentru a afla cine conduce aceste companii,
unde se află ele, sublinierea cu ce se ocupă, de fapt, este un fapt îngrijorător pentru întreaga opinie publică, mai arată reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României. Ei cer primăriei capitalei să furnizeze cât mai curând informații complete în legătură cu structura, conducerea, sediile, achizițiile, sublinierei proiectele pe care le derulează fiecare dintre aceste companii, considerând ce modul actual de reglementare sublinierei funcționarea acestor companii este deficitar, discreționar, sublinierei distorsionează mediul concurențial local.